Salut, prieteni! Filmul de astăzi este, așa cum ați văzut, vorba despre un unboxing a trei aparate de radio care recepționează DAB+ și FM. Înainte însă să intru în subiect, aș vrea să o salut pe Teodora Dăscăliței, care s-a abonat pe canalul meu pe 21 noiembrie 2021. Te salut, Teodora! Vă salut, prieteni! Sunt Marius. Cei care urmăriți canalul meu ați observat că în ultima perioadă postez destul de multe lucruri legate despre recepția radio, despre aparate radio pe care le repar sau pe care mi le-am cumpărat. În anul 2021, evident că lumea se îndreaptă către recepția digitală și, sincer, îmi doresc un radio portabil care să ofere o recepție bună, un sunet bun și o autonomie suficientă. Primul produs pe care l-am cumpărat a fost acesta. Produs care, cel puțin pe site-ul Amazon, arăta, deci pare că este un dita mai radio. Evident că dacă m-aș fi uitat la dimensiuni, aș fi văzut faptul că nu este chiar așa de mare cum apare în fotografii. Și când a venit, am avut intenția să-l trimit înapoi. Am zis că totuși, ei, dacă tot ai venit, hai să îl dau o șansă și să mă uit la tine. Însă, la aceeași zi, am văzut și acest radio, care a costat mai puțin decât acesta, deci pe ăsta am dat 39 de euro, pe ăsta am dat 34. Și care este, după cum se vede, mult mai mare și posibilitatea ca sunetul care iese din el să fie mai bun este clar superioară, este clar mai mare decât a acestui radio mic. Iar acum, în această perioadă, este săptămâna dinainte, Black Friday, am găsit acest radio de la Sony pe care am plătit 44 de euro. Și am zis că, păi, Sony trebuie să fie Sony. Haide să îl încerc și pe ăsta. În felul ăsta am ajuns să ne aflăm în această situație în care ne uităm la trei radiouri. Un cablu micro USB. Instrucții. Manual de instrucții. An instruction manual. Ok. Mi se pare ciudat că după atâția ani de export, chinezii încă nu sunt în stare să vorbească o engleză bună. Și cred că acest aparat a fost deja returnat, lucru care nu m-ar deranja. A? Însă, bo. Ok, hai să vedem dacă are ceva baterie. Welcome to Digital Audio. Oh, NKR Jazz. NRK, da, văd că are stațiile deja prinse. Sunt 18 stații. De ce? Are NRK? Habar n-am. Hai să vedem mod. Avem DAB, FM și Bluetooth. Și apare că este ora 22 și 11. E departe de așa ceva. Este ora 7 dimineața. Hai să vedem. Cântă? No signal. Ah, ok, volumul e aici. Da, cu asta va trebui sigur să citesc instrucțiunile de utilizare. Și mi se pare ciudat ca niciun post să nu funcționeze. FM. Ok. Acum avem aici, observ că butonul de volum dublează pentru căutare. Ok, hai să vedem. Scan. Vedem dacă prinde ceva. Sunt undeva lângă geam. Antena este undeva la 40 cm, probabil. Ok, am găsit deja 13 posturi.
Însă, o primă observație sau o observație la o primă vedere, radioul pare să fie unul modest. 45 de posturi a prins deja. Da, eu mă aflu ca zonă, pentru cei care sunt curioși, undeva la Erlangen, orășel care este lângă Nuremberg, și mă aflu undeva într-o zonă de case. Da? Ok. Ok, și se pare că radio a prins viață într-un mod cu totul neașteptat. Da, urmează să-l testez câteva zile și eu să revin cu un feedback. Următorul radio, care v-am zis că a costat 33 de euro, 33 sau 34 de euro, este acesta Spectrum iBox. Cutie primim un cablu tot așa mini USB. Instrucțiuni de utilizare probabil. Asta are un design interesant. Plasticul este ușor aderent, are senzația tactilă de un fel de silicon. Ok, hai să vedem. Antena pivotează și evident este mult mai lungă decât are undeva la 70 de centimetri decât cea primului radio. Hai să vedem, de aici se pornește. Avem 5 butoane de preselecție și observăm faptul că este un model din 2020. Autotune. Hai să vedem. Autotune. Enter. Scanning. Observ că are și un indicator pentru baterie, care arată că bateria e aproape consumată. A găsit 12 canale. Mamă, e corect că eu mă tot joc cu antena asta, lucru care încurcă recepția. Ok, 35 de canale. Și avem Teddy Star FM. Na, Rock Antenne Bayern. Sunetul este destul de ok. Radio 2. Dadurch auch so ein bisschen wieder Kraft gegeben, weil das hat uns voll in die Medien gebracht. Volumul este destul de puternic fără să distorsioneze. Radio Nürnberg, Radio probabil Frankfurt. Vedem că la asta nu am muzică. E posibil că acest post să nu fie recepționat. Puls. Radio Pirat. Ok. Hai să vedem dacă și ce recepționează pe FM. Meniu. Ok, vreau să... Ok. Pentru autocăutare trebuie să apăsați pe Enter Display. Și a găsit două posturi. O să las cumva cu antena în sus ca să poată să-și facă el rutina de căutare. A găsit până acum două posturi. Da. O să-l mut cumva mai despre geam și până termine de căutat să ne concentrăm asupra
celui de-al treilea radio. Am ridicat și rolurile de la fereastră care sunt de plastic, însă pentru orice eventualitate să încercăm să oferim condiții de recepție mai bune. Bun, ultimul radio este cel de la Sony, care, venind din partea de o firmă mai serioasă sau mai cunoscută decât celelalte, mă aștept să fie mai bun. A ieșit radioul primul. Pentru acest radio am ales culoarea gri, sau bleu-gri, cumva în ton cu cel prezentat anterior. Haideți să vedem dacă are ceva curent. În asta aia trebuie să-i punem niște baterii. Celelalte două radiouri au acumulatoare încorporate. Până la urmă, important este cât funcționează pe baterii, pentru că un set de acumulatori costă undeva la 10 euro. Ok, acum în perioada de Black Friday, acești acumulatori de la Varta au costat 7 euro și ceva. Acumulator 2100 de mAh. Acumulatori care ar trebui să fie încărcați și da, sunt. Ok, scanning. Deja trebuie să ridicăm antena. O primă constatare, antena acestui radio pare să fie mult mai subțirică, mult mai chinuită, mult mai ieftină decât a celorlalte radiouri. Ok, dar nu dau seama ce se întâmplă, de ce nu cânt. Enter. ATIS, ATIS e un post pe care recepționez foarte bine din mașină. Ok, hai să alegem altceva, să vedem dacă găsim știri. Oare nu funcționează niciunul? Haideți să încercăm pe FM. FM Autotune și până una alta să-l luăm pe celălalt care ar fi trebuit deja să fi prins niște posturi. Este ora la care sunt știri. Ia să vedem. Switch to DAB, switch to FM, preset. Pentru un radio din 2021 nu prea e foarte intuitiv. Mă așteptam să afișeze programele pe care le-a prins. Să vedem, prinde așa ceva. Recepția nu este foarte bună, sincer. Încă este un post care emite foarte puternic, e BR24, mai și Rundfunk, un post live. Care este recepționat destul de slab. O să încerc să mut radioul spre geam. Nu face nicio diferență. Să din nou antene Bayern. Și văd că apare ca fiind stocat aici la programul nou. Nu știu cum se accesează lista de programe. Ok, a intrat din nou în autocăutare. Și ce interesant este că ora încă nu s-a setat în mod automat. Da, o să urmează să folosesc aceste radiouri o perioadă de timp și o să revin cu un feedback. Până una alta, deși nu-mi place să recunosc, cel care a făcut cea mai bună impresie este acesta mic. O să văd ce prestează, ce reușește să facă.
Da. Pot că pierde relativ ușor semnalul, însă este ceva de așteptat la un asemenea radio atât de micuț. Totuși, înainte să închei, am observat că nu am scos tot ce era în cutia radioului Sony. Radio care are, într-adevăr, instrucțiuni de utilizare demne de o firmă care se respectă. Dar mai avem ceva în cutie și aș vrea să știu ce este. De autorizare și un alimentator. Da. Deci, el, practic, se poate un AC adapter se poate adapta la priză, se poate folosi la priză, alimenta la priză, utilizând această mufă. Da? Și o să văd acum că are și inclusiv o ieșire de căști. Ok, prieteni. O să mă opresc aici. Măsura în care ați găsit interesant unboxing-ul acestor radio, m-aș bucura să primesc de la voi un like și un share și dacă vă plac filmele făcute de mine, vă invit să vă abonați și să bifați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez câte un film nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Ciao!